Salut! Discuția a plecat de la faptul dacă Iisus ținea sabatul și am spus, bineînțeles, că îl ținea, că el era evreu. Și persoana, cât de indignată, spune, dar vrei să spui că Noul Testament este diferit pentru evrei față de creștini, că au fost scriitori non-evrei care s-au adresat sau este o separare distinctă între scrieri pentru evrei și pentru creștini. Și această întrebare, cred eu că este o întrebare foarte istorică și are un răspuns istoric foarte clar azi. Anume că, bineînțeles, că sunt scrieri non-evreiești în Biblie. Rezonabil. Iar la ce mă refer este că mulți spun că aceasta este tradiția ortodoxă, de exemplu, în care Petru, Pavel și apostolii își scriu scrierile în Noul Testament. Și dacă pleci cu perspectiva ortodoxă și una specifică, cum o să vedem mai încolo, desigur, nu ai contraexemplu, pentru că, de exemplu, sunt scrierile lui Pavel și poate unii știu că există epistola lui Pavel către evrei. Este această scriere către evrei? Este. Este scrisă de un evreu? Pavel. Ura, am găsit răspunsul. Dar epistola lui Pavel, deci inclusiv în scriitorii tradiției ortodoxe timpurii, primii care au numit că asta e scrierea lui Pavel și ce-o mai fi, au avut asta în dezbatere. Și un scriitor foarte propus de Origen, de exemplu, este Clement din Alexandria. S-ar putea să greșesc dacă este Origen, chiar nu contează, poate este Tertulian sau cine îl confund eu, Papias, chiar nu contează cine zic eu că este. Dar Clement din Alexandria, să fim clar, nu este prea evreu și pare un candidat mai degrabă decât Pavel. Deci azi, inclusiv cercetătorii cei mai conservatori nu consideră că Pavel a scris epistola către evrei. Deci să fiu clar, nu este ceva în dezbatere ceea ce spun. Deci Pavel scrie, dar foarte probabil nu a scris epistola lui Pavel către evrei. Pentru că acest nume, bineînțeles, a fost adăugat mai târziu și aceasta nu este semnată cu eu, Pavel și de genul. O altă discuție similară este că trebuie să avem un standard ca să numim că cineva scrie pentru creștini față de pentru evrei. Pentru că în primele decenii din primul secol nu exista ideea de creștini. Existau urmași, să zicem, ce ai numi azi, un fel de evrei mesianici. Și aceștia erau evrei, mergeau la sinagogă și scrierile până prin anii 90 nu puteau să fie decât în acest fel, deoarece evrei erau creștini și creștini erau evrei. Și acest lucru îl găsești factual descris până în Luca. Deci, iar după anul 90, când a fost această ruptură, creștinii au fost dați afară din sinagogă. Și în anumite situații ai, cel mai clar exemplu este Ioan, din Evanghelia după Ioan, autorul lui Ioan, care scrie lucruri împotriva evreilor, care i-au dat afară pe adevărații evrei, cum vedea el pe creștini. Și, bineînțeles, dacă discuți din afară, din afara curții și o discuți așa cu strugurii sunt acri, sau cum vrei să o spui, desigur, nu mai scria atunci pentru evrei, scria pentru creștini și demoniza anumite pasaje din Evangheliile mai vechi și pare a fi antisemită, deși termenul este perfect corect azi, am să-l folosesc ca și cadru. O astfel de scriere este scrisă pentru creștini, rezonabil, dar este scrisă de un evreu. Similar, discuția iar este mai complicată pentru că sunt multe scrieri scrise după anii 90 sau pe acolo, care sunt adăugate mai târziu. Și haideți să luăm scrierile lui Pavel. Poate mulți știu că doar 7 sunt acceptate că sunt scrise de Pavel. Spuneam despre epistola către evrei, scrisă de cineva, să-l numim John, nu știu cine este. Că era evreu, nu știu. Deci, dar sunt două scrisori disputate, Efeseni și Coloseni, care foarte probabil nu sunt scrise de Pavel, dar sunt imediat după moartea lui Pavel. Deci acestea ar fi datate până în anul 90, deci după separarea, înainte de separarea de creștini, deci ar fi scrise pentru evrei mișcarea creștină. Dar partea importantă este că nu știm cel care a scris-o dacă era evreu. Deci putea să fie tot așa un roman care s-a
convertit la iudaismul acela, dar acela nu era tăiat împrejur, poate nu ținea nici sabatul și oamenii îl lăsau pentru că el știa greacă și știa să scrie cât de cât în stilul lui Pavel, scria elevat. Deci nu știm. Dar discuția este mult mai simplă când vorbim despre epistolele pastorale. Epistolele pastorale sunt falsuri, la propriu. Deci sunt scrise în numele lui Pavel, dar cu partea distinctivă în care spune eu, Pavel, fac nu știu ce și nu știu ce. Și datările standard sunt în secolul 2, la toate aceste trei scrieri. Deci Timotei, 1 și 2 Timotei și Tit. Și la fel este o discuție, o dezbatere despre 2 Tesaloniceni, dacă este chiar scrisă de Pavel sau de unul urmaș de-a lui. Dar hai să lăsăm 2 Tesaloniceni, că ar fi ca și Corinteni, că doar nu știm dacă este evreu, dar scrie pentru evrei. Dar acestea sunt scrise deja prea târziu ca să fie evreiești. Deci, acelea sunt mult mai interesante de structura bisericii, despre cum să fie femeile, mame, incubatoare de copii și chestii de genul ăsta, acesta. Și dacă vezi că asta, este clar că este ceva mult mai târziu, mult mai non-evreiesc, mai non-apocaliptic și ce mai fi. Și similar, între scrierile lui Petru. Tot așa, amândouă sunt datate prin secolul 2, a doua, cel puțin 2 Petru, unii o datează pe la mijlocul secolului 2, deci foarte, foarte târziu. Și de ce este important, de exemplu, că atât un 1 Timotei cât și un 2 Petru sunt datate pe la aproape de mijlocul secolului 2, este că pe atunci creștinii o bună parte deja credeau în să nu mai lași sabatul. Deci, iar acestea vorbim cu date de genul Iustin Martirul, unii îl știu ca Iustin Filozoful, care spune că el ținea, nu mai ținea sabatul, ținea duminica, ca ziua Domnului. Și aici este problema de fond, că acestea sunt scrierile foarte târzii care deja foarte probabil că oamenii nu mai erau evrei care scriau în lanțul trofic. Și mai este ultima problemă, este chiar și evangheliile evreiești scrise de evrei, și până asta când insist, este că pun ghilimele, este că scriitorii evanghelilor, toți, sunt anonimi. Și acest lucru este un fapt. Deci știu că oamenii o să citeze nu știu ce tradiții, dar dacă ești doar ca să citești tradiția ortodoxă, fă-te ortodox și spune că eu țin dogmatic tradiția ortodoxă, dar să știi că nici în seminarele ortodoxe nu se mai face că lucrurile au fost chiar spuse ca în tradiție. Bineînțeles, dacă faci o critică istorică la discuție. Dacă te interesează ce spune tradiția ortodoxă și o urmezi, fii ortodox, nu mai fii adventist. Și de ce acest lucru este important? Este că dacă te uiți la Ioan, haideți să spunem corpul lui Ioan, este descris de un evreu foarte ofticat pe evrei. Și este clar discuția. Dar prologul lui Ioan este adăugat după, dar nu știi de cine, dar cineva căruia îi place un evreu filozof, Filo, din Alexandria. Și el adaptează scrierea lui Filo ca să spună că este despre Isus. Și cred eu că adaptează și știind un pasaj din Pavel. Este acel autor evreu, că știi că este distinct de corpul lui Ioan. Este ultimul capitol din Ioan, care iar este adăugat mai târziu, de un evreu. Nu știi. Un alt lucru interesant este că 1, 2 și 3 Ioan, la fel, sunt scrise probabil mai târziu, după Evanghelia, după Ioan. Și, la fel, sunt acestea scrise de un evreu, mai ales că știm că este diferit de acel Ioan care a scris primele 1, 2, deci 1, 2 și 3 Ioan sunt diferite de Ioan. A spune că nu sunt scrise de un evreu, probabil. Dar nu știi, deci acesta este rezonabil. Și în plus, în mijlocul Evangheliei lui Ioan, este adăugat pericopia în care femeia este prinsă în adulter și cine nu a păcătuit să arunce primul piatra, pasajul acela, acela este adăugat secole după. Și bineînțeles că ar fi foarte... secole după mă refer că nu găsești
În niciun manuscris, parcă de până prin secolul 7 sau 8, deci până în jurul anului 700, nu găsești pericopia. Vrei să spui că evreii au venit și au spus, hei, eu știu că asta vă lipsește la Evanghelie. Sigur nu, au fost creștini. Și indiferent dacă povestea a plecat de la, chiar și de la un eveniment istoric, scriitorul care a scris sau nu a fost un evreu, în mod clar. Și cu imaginea asta de ansamblu, cred că putem să încheiem. Istoria Evanghelilor și a Noului Testament este o ciorbă. Și e o ciorbă foarte interesantă, să fiu absolut clar, la gust, dar nu se pupă deloc cu tradiția ortodoxă și cu ce îți spune pastorul. Și de asta, dacă cineva îți spune că este scrisă pentru evrei sau pentru creștini, roagă-i să clarifice în contextul istoric, dacă este o întrebare istorică. Iar dacă este una de dogmă ortodoxă, să întreb de ce nu este ortodox sau de ce nu este ea ortodoxă, să nu descalificăm femeile care pot să aleagă și ele tradiția ortodoxă. Bun, rațiunea fie cu voi. Dacă vă place să mă ascultați, abonați-vă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!